Bună seara, bună ziua, dragi prieteni din Fecioară! Haideți să facem horoscopul pentru aprilie 1 până pe 17. Vă mulțumesc tuturor celor care vă uitați. Vreau să vă spun că eu încerc să fac toate videourile cât mai repede. Și haideți să vedem general prima dată pentru dumneavoastră. O să-mi scrieți pe e-mail, vă rog frumos, natitarotasia@gmail.com, toate întrebările. Nu prea am timp să citesc pe YouTube, că primesc foarte multe mesaje, după cum puteți vedea. Și pe Facebook și peste tot, dar cel mai mult citesc pe e-mail, deci dacă aveți întrebat, întrebați acolo. Haideți să vedem ce iasă pentru Fecioare. Schimbări, schimbări. Întârzieri. Trebuie să treceți peste niște probleme cu bani, servici, afaceri, ceva ce aveți dumneavoastră. Poate trebuie să rezolvați ceva cu cineva din străinătate sau din alt oraș, poate plecați undeva. Probleme legate de judecătorie sau ceva care vă nu e sigur, nu aveți încredere în niște persoane și nici nu trebuie să aveți, pentru că aceste persoane nu au experiență, trebuie să căutați pe cineva cu experiență. Văd unele persoane false și dumneavoastră veți simți cine e fals, știți? Și nu se va întâmpla nimic. Văd pe unii obosiți, sensibili, văd că vă sacrificați pentru o situație sau într-o situație. Trebuie să vedeți altfel, începeți să vedeți lucrurile. Dar tot ce este rău acum, trebuie să nu vă opriți din ce doriți să faceți. Să fiți calm, să mergeți înainte, pentru că tot ce rău trece, deci trece ca un nor. Văd unii care lucrează, care au ceva neplăceri, poate sunt depresivi sau nu mai doriți la acel serviciu să stați, văd concedieri sau vreți ceva mai bun, alții găsiți ceva mai bun, mergeți la alt serviciu. Unii veți găsi repede servici, veți, dacă dumneavoastră căutați, veți începe să câștigați mai bine în afaceri, o să aveți idei noi. Văd multă schimbare, iasă turnul și întors. Și se anunță victorie, deci iasă judecata, se anunță victorie până în final, chiar dacă nu acum, în săptămâna asta, astea două, poate până la sfârșitul aprilie, mai. Poate să fie un câștig foarte mare, servici, promovare, schimbări radicale. Vă veți aranja toate problemele care le aveți, vă veți rezolva, veți face, poate vă mutați undeva unii, călătoriți, poate să ziceți că nu mai vreau să stau într-o casă cu părinții, mă mut singură sau îmi caut altă viață sau așa veți face. Veți avea o nouă viață, deci asta pot să spun. Ce mai pot să spun? Că cineva poate să primească o moștenire, bani din partea mamei, văd pe cineva, dacă ați avut acte sau probleme, văd că veți rezolva acum. Văd că în dragoste aveți relații profunde, cu perechea foarte unită, fără probleme. Văd că cei care vreți să plecați, să nu vă despărțiți cu rău sau cu ceartă sau cu vorbe grele sau urâte, pentru că trebuie să vă despărțiți cu bine și cu iubire.
și să gândiți pozitiv și atunci veți atrage binele în viața dumneavoastră, că dacă veți vorbi urât, nu veți atrage binele, da? Vă veți încărca cu ceva care nu aveți nevoie de așa ceva. Văd că unii veți petrece foarte mult cu familie. Roata norocului a întoarsă, deci este mare schimbare. Ce mai văd eu? Văd că la studenți, cei care studiază, să știți că văd ceva greu. Ceva greu va fi pentru studenți. Ceva nu vă iasă cum doriți sau ceva se întâmplă. Dar să știți că mai târziu va fi bine. Și tot ce începeți acum în aprilie, orice începeți, studenți, afaceri, servicii, va fi bine. Va fi ceva frumos și bun. Dacă sunteți singuri și vă gândiți la un ex sau la o exă, o să rămâneți așa singuri, pentru că trebuie să lăsați trecutul. În sănătate nu văd nimic grav. Dacă vreți să vorbiți cu un ex, de exemplu, sau dacă vă întrebați oare se întoarce sau nu, văd că dacă îl sunați, nu vă răspunde. Văd că comunicarea este oprită pentru unele persoane, da? Că tu vrei de mult timp sau... Dar durează foarte mult timp, mai bine nu mai aștepta, pentru că această persoană, el sau ea, nu are de gând să se întoarcă, deci o să dureze foarte mult, cred. Ce simte pentru tine o persoană la care te gândești? Pot să spun că dacă ai pe cineva nou în viața ta, se gândește la tine, se va apropia de tine, vise noi, da, că iasă luna, deci astea sunt vise nouă, dragoste, da, și chiar dacă nu vrei tu, rămâi cu el, eu cred, sau cu ea. Dar acea persoană în acest moment nu este pentru ceva serios. Are ceva de rezolvat și are nevoie de timp, da? Așa văd eu, nu este deocamdată chiar disponibilă. Haideți să vedem etalarea interactivă dumneavoastră. Să vă gândiți la ceva la care dumneavoastră vreți să știți sau să puneți o întrebare cu da sau nu și alegeți una dintre cărțile, din trei cărți, 1, 2 sau 3, care o să le etalez eu imediat. Am pus invers. Deci, haideți să vedem. 1, 2 sau 3. Alegeți. Gândiți-vă și alegeți, da? Ați ales? Bun. Moment. Dacă ați ales prima, da? Haideți să vedem. Prima iasă siguranță, securitate, deci ceva sigur se întâmplă și înseamnă un răspuns de da, pozitiv, după un blocaj. Trebuie să fiți ambițioși și siguri pe dumneavoastră. Ceva începe să se schimbe. Dar depinde de ce hotărâți dumneavoastră. Deci dacă hotărâți ceva, va fi așa. Dacă hotărâți altfel, va fi altfel, înțelegeți? În funcție de ce doriți și ce alegeți, așa va fi. Dar înseamnă un triumf, o victorie în tot ce vreți să faceți dumneavoastră, orice plan aveți.
vă va reuși acest plan. În servici, ce înseamnă această carte? Găsiți servici sau în servici veți avea noroc, veți avea reușită. Vi se deschid alte uși și în servici și în afaceri și în orice studii, ce v-ați gândit dumneavoastră. La bani, iar înseamnă pozitiv. Tot ce aveți de gând să faceți pentru bani, se văd rezultatele. Dacă ați început ceva, se văd rezultate, o să aveți câștiguri. Dacă începeți ceva, proiectele vor avea succes. Faceți investiții, găsiți bani dacă vreți să împrumutați, economia crește. De orice aveți nevoie, primiți și câștigați în așa fel de mult încât veți putea și investi. Deci veți putea cumpăra ceva sau deschide ceva sau o afacere veți începe. Văd mulți prieteni, mulți oameni buni, cunoștințe, prieteni cu care petreceți momente foarte frumoase. Văd că din câștigurile realizate puteți, asta înseamnă că veți putea cumpăra o casă, o mașină sau ce vă doriți dumneavoastră. În sănătate, dacă ați avut o intervenție chirurgicală sau o operație sau trebuie să faceți ceva, răspunsul este că va fi pozitiv, că toate bolile sunt uitate, poate să fie vindecare rapidă. În dragoste, iar este un răspuns afirmativ, da, întâlniți perechea, veți formaliza o relație, veți relua o relație repede. Da? Dacă ați ales 2, Numărul 2, iasă stelele. Veți primi știri, vești înseamnă stelele și înseamnă răspunsul da. Reușite, succes. Cum să zic eu? Dacă ați avut dumneavoastră ceva obstacole sau vă gândeați că atât îmi doresc asta sau asta și nu mi se împlinește sau... Să știți că de acum încolo drumul va fi liber, deci de obstacole pentru ca să vă realizați visele. Deci o etapă foarte fericită în viața dumneavoastră. Sunteți foarte, cum să zic eu, foarte bun, bună, sensibil în această perioadă. Veți accepta idei noi, vă veți schimba puțin mentalitatea, mintea, da? Veți vedea lucrurile diferit. Ce înseamnă servici, afaceri? Înseamnă succes în examene, înseamnă idei care înfloresc, mari șanse de servici la bani. Noi venituri înseamnă că, deci cum sunt stelele multe, așa cresc veniturile, da? Văd, înseamnă iarăși că, deci stelele astea înseamnă și când te gândești la cineva din trecut, deci înseamnă că vă întâlniți cu cineva din trecut și petreceți momente frumoase cu acea persoană. Poate fi un iubit, o prieten, o prietenă, familie pe care n-ați văzut de mult. Dacă ați fost cu cineva supărați în familie, vă împăcați, mai înseamnă și echilibru și armonie, dacă stelele sunt așa, vedeți, echilibru, armonie în familie înseamnă. La sănătate, e bine să vă plimbați când e întuneric și să luați energia de la stele, da, la lumina stelelor. Ce mai înseamnă? În sănătate mai înseamnă că și corpul și sufletul se vor găsi în armonie și în echilibru, mai mult decât până acum. Vezi, nu mai veți fi așa de stresat și așa de... Dacă ați fost, da? Veți fi mai liniștiți. Dragoste înseamnă stelele o decizie. Cineva așteaptă o decizie și se va împlini ceva ce doriți dumneavoastră, o împlinire înseamnă. Înseamnă un sentiment, o iubire care e împărtășită. Că această iubire a fost păstrată de mult timp în dumneavoastră și sau în cealaltă persoană. Și, sau veți întâlni o persoană liberă de
probleme materiale, deci e o persoană bună, veți întâlni. Da? Dacă ați ales a treia, muntele, blocaj. Muntele înseamnă că trebuie să treceți de un munte, da? Treceți de un blocaj. Trebuie să treceți niște obstacole pentru a vă atinge un scop sau ce doriți dumneavoastră. Trebuie cu timp și cu curaj și cu multă răbdare să veți obține reușită, dar durează, să știți, până treceți acest munte. Deci înseamnă momente dificile, poate să însemne, ceva piedici și vă trebuie răbdare pentru o situație în care sunteți și răspunsul este nu. Dacă îți întrebați cu o da sau nu, răspunsul este nu. Această carte, servici, înseamnă că lucrurile merg încet sau deloc, înseamnă o schimbare de servici sau nu găsiți servici sau vă schimbați serviciul pentru că sunteți concediați și nu vă doriți să plecați de acolo. Sau mai poate însemna că aveți rivalități cu colegi, cu asociați, cu superiori. Deci înseamnă ceva rivalități, da? Concurență neloială, iarăși. Ceva bariere, da? La bani înseamnă o întârziere a plăților, nu vi se plătesc la timp sau nu plătiți datorii la timp sau cineva are datorii la dumneavoastră și nu vi le plătește. Mai poate însemna criză financiară, poate că ați investit ceva bani și în ceva și i-ați pierdut sau îi veți recupera greu sau deloc. Da? Mai poate însemna nervozitate între prieteni, în familie obstacole, nu aveți dialog și armonie în familie, mai poate însemna pentru unele persoane. În sănătate, poate însemna că aveți ceva boli persistente sau cineva în familie este foarte bolnav sau dumneavoastră trebuie să fiți puțin disciplinați pentru a rezolva ceva probleme de sănătate. În dragoste, poate însemna un moment nu chiar așa de ușor și că vă este frică de o relație serioasă cu cineva sau acea persoană are multe blocaje sau sunt multe blocaje, multe bariere între dumneavoastră și acea persoană. Poate fi bariere, poate să fie altă persoană între voi sau poate sentimentele nu sunt ok. Poate este nevoie să stați un timp departe unul de celălalt pentru a vă gândi ce doriți din relație. Deci cam așa înseamnă muntele. Cam atât pentru cei din Fecioară. Sper să vă placă și să vă potriviți. Eu vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune!